Cum ați descrie standardul lui Dumnezeu? Cum ar trebui ca să fim ca Dumnezeu să ne considere drept? Cred că afirmații și sintagme precum perfect sau desăvârșiți sau 100% ar fi folosite. Și oare am putea spune că există vreun om care este desăvârșit sau perfect sau care a împlinit dreptatea și moralitatea cerută de Dumnezeu 100%? Ai putea tu să stai înaintea lui Dumnezeu și să pretinzi că n-ai greșit odată în viața ta? Când ai încălcat măcar odată legea lui? Biblia spune despre asemenea oameni că sunt niște mincinoși, cei care spun că ne-au păcat, și că îl fac pe Dumnezeu mincinos, pentru că Dumnezeu a declarat prin cuvântul său că toți oamenii au păcătuit. Standardul lui Dumnezeu nu este să fii mai bun decât cei din jur. Evident că există oameni care relativ au o moralitate superioară. Evident că Maica Tereza este mai bună decât Hitler sau decât Ceaușescu. Întrebarea nu este dacă ești mai bun decât vecinul tău. Întrebarea este dacă ai îndeplinit standardul desăvârșit al lui Dumnezeu. Dacă ești așa de bun și anume perfect, precum pretinde Dumnezeu ca să poți sta în prezența lui. Și niciunul dintre noi, dacă este sincer cu sine, nu poate să răspundă afirmativ la această provocare.